Dragi cetățeni, suntem cu toții într-o situație foarte complicată. Zilnic, din cauza COVID-19, ne mor oamenii dragi. Țara noastră trece prin momente foarte dureroase. Sistemul medical este la limită. COVID-19 este o boală gravă. În doar un an de zile, de când a apărut virusul, a ucis peste 7.000 de moldoveni. Noi putem opri această tragedie și o putem face doar împreună. Vaccinați-vă! Așa veți salva viața voastră și a celor pe care îi iubiți și vom putea reveni la normalitate. Eu m-am vaccinat, soția mea s-a vaccinat, s-a vaccinat mama mea în vârstă. De dumneavoastră depinde cum vom trăi următoarea perioadă. Liber, în siguranță, cu școli, biserici, afaceri deschise sau cu frică de a mai pierde pe cineva drag. Eu am încredere în puterea dumneavoastră, în unitatea noastră a moldovenilor în fața unui pericol atât de mare. Haideți să salvăm Moldova și să biruim această boală nemiloasă. Vaccinați-vă!